Hey people! La mulți ani și bine ați venit la un nou video, de fapt la primul video din acest an! Și ca să înțelegeți despre ce va fi, vă amintiți de momentul acesta? Și vreau ca video-ul ăsta să devină un obicei la fiecare început de an, pentru că profit că încă suntem în prima lună din an. Și în acest video, ei bine, vreau să spun 10 lucruri pe care vreau să le fac anul acesta. Ei bine, în acest video ne vom uita la videoul de anul trecut cu cele 10 dorințe pentru anul 2018 și vom vedea ce am reușit și ce nu am reușit să îndeplinesc. Sincer, mi-e puțin groază, am și emoții. Și de asemenea voi spune alte 10 dorințe pentru anul 2019 pe care mi le-am notat în agenda mea personalizată. Iar dacă vrei să câștigi și tu o agendă ca și aceasta, este ultimul giveaway în care puteți câștiga o agenda asemănătoare. Tot ce trebuie să faceți este să vă descărcați aplicația Floca, o aveți jos în căsa de descriere. Dacă nu știți despre ce e vorba, tot în căsa de descriere vă voi lăsa un link în care vorbesc despre ce e Floca și ce se întâmplă cu Floca și pentru ce e bună Floca. Ei bine, știți, în căsa de descriere aveți toate detaliile. Iar în momentul, după ce v-ați descărcat aplicația, atenție, și mi-ați dat follow, în momentul în care ajungem la 8.000 de follower, 3 dintre voi veți câștiga o agendă personalizată by Miremi. Și acum să mergem mai departe, în acest video, cum spuneam, o să ne uităm, o să vedem, o să luăm pedeapsa. Și da, vedeți, un iaurt simplu, dar știu că e grețos când îi adaug sare. Așa că ceea ce am să fac, am să desfac iaurtul și am să pun multă, multă, multă sare. Iar de fiecare dată când nu am îndeplinit una dintre dorințele propuse pentru anul 2018, așa, ca să sufăr, pentru că de ce nu, îmi place să mă chinui, da, Miremi? Nu. Dar pentru că am promis că o să fie pedepse, o să beau câte o gură de iaurt cu sare. Și știu că e nașpa pentru că... Nu că e linoaia, v-am zis! Exact. Am mai trecut pe acolo. Și să turnăm sare. Oare ajunge? Să amestec. Nu face reclamă la niciun iaurt. Bun. Iaurtul este pregătit. Miroase sare. Hai să vedem cele 10 dorințe din anul 2018. 1. Vreau să desenez mai mult. Da, este un lucru pe care mi l-am propus, o să mă ajute și pe mine atât ca și job, ca și relaxare, ca și etc. Și da, vreau în anul acesta să desenez mai mult. Vreau să-mi fac un caiet unde să fac o grămadă de schițe și poate și lucruri finalizate în desen. Ok, partea cu vreau să desenez mai mult mi-a ieșit. Partea cu caietul... mai puțin. Trebuie să recunosc că anul acesta am desenat foarte, foarte mult, dar nu am realizat nici măcar o schiță sau un desen pe hârtie. Datorită faptului că am reușit să îmi achiziționez o tabletă grafică cu ecran, mi-a fost mult mai ușor să realizez toate desenele acolo decât să fac schița întâi pe hârtie, apoi să o transfer pe calculator și să continui să realizez desenul pe calculator. Dar da, eu cred că merge, deci cred că punctul ăsta, cred că am trecut. Prima fază am trecut-o, pentru că, uitați aici, dovezile desenelor mele. Iar dacă vreți să vedeți mai multe lucrări de ale mele, mai multe desene pe care le postez, pe care le împart cu voi, mai exact, le puteți vedea atât pe Instagramul meu de design, adică Miremi Barajos Design, dar și pe o pagină de YouTube pe care am creat-o, unde din când în când mai postez videouri cu speed drawing, adică videouri în care mă vedeți desenând într-un mod super, super rapid să nu vă plictisesc. Pentru că, desigur, un desen de genul ar lua undeva la 2, 4, 6, 8 ore și cu siguranță nu ați sta 8 ore aici cu mine non-stop ca să mă vedeți desenând. Totuși, mă repet, dacă vreți să vedeți și live momentul în care desenez, asta o puteți face pe Twitch. Link-uri aici pe ecran și jos în căsa de descriere. Hai să mergem mai departe. 2.
Vreau să mai merg măcar o dată în Spania să-i vizitez pe ei mei și pe Noelia. Mi-e foarte dor de ei și unul dintre acele lucruri pe care neapărat vreau să le fac anul acesta este să mă reîntorc pentru o perioadă scurtă sau pentru mai multe perioade, adică de mai multe ori, în Spania ca să-i văd pe ei mei. Yes, am mers în Spania, din păcate nu așa mult cum mi-ar fi plăcut, dar am mers și a fost un moment extraordinar. Am vizitat acolo Oceanografico din Valencia cu verișoara mea și cu unchii mei. A fost un moment superb și lucru care a fost probabil cel mai fain a fost anul sau a fost perioada în care toată familia a fost din nou întreagă. Și când zic toată familia, mă refer la mami, tati, la Noelia, la Phineas și eu de asemenea am fost alături de ei și a fost un moment extraordinar. Și da, tot așa, ca să vă arăt dovezi, vă las pe aici imagini și mini-videouri pe care le puteți observa ca să vedeți că am fost în Spania. Astăzi vă aduc o surpriză, așa că hai să numărăm până la 3 împreună și să apară surpriza. 1, 2, 3! Wow! Noelia! Și dacă tot vorbim de a merge și de a călători, mi-aș dori foarte mult să merg într-o țară străină pe care nu am mai văzut-o, pe care n-am vizitat-o niciodată, ceva nou. Iubesc să călătoresc, mi-ar plăcea într-o zi să reușesc să văd întreaga lume, însă nu fac nici. Anul acesta vreau să vizitez măcar o țară în care nu am mai fost. Da, Miremi. Și eu vreau. Dar din păcate anul acesta am fost super aglomerată și nu am vizitat absolut nici o altă țară, nici măcar în cele în care am mai fost, în afară de Spania. Nothing. Așa că, prima gură de iaurt cu sare. Oh. Chestia asta e oribilă. Oh. Nu-mi place, sper că am realizat mai multe chestii. Să fie ultima. Ok, mergem mai departe. 4. Vreau să fiu mai mulți atunci când fac live pe Twitch. Ca să vă pot arăta și să vă pot învăța câte puțin din Photoshop, din Illustrator, Premiere, etc. Adică acele programe prin care eu îmi editez pozele, videourile, în care eu lucrez ca și graphic designer, etc. din nou. Știu că mă întrebați foarte mult cu ce mă editez pozele, cu ce îmi editez videourile. E bine, pe Twitch va fi o ocazie specială și o ocazie bună ca să învățați de la mine aceste lucruri, plus, nu știu, să desenăm împreună și da, vreau să învăț și să joc mai bine. Asta vine inclus cu Twitch-ul. Ok, da, asta am reușit-o. Chiar am întrebat oamenii de pe Twitch, ca să nu-mi dau eu răspunsul singură. Pe Twitch va fi o ocazie specială și o ocazie bună ca să învățați de la mine yes! aceste lucruri. Yes! Plus, și am reușit. Acolo pe Twitch am o comunitate atât de faină și așa mi-s de dragi. Fiecare care face parte din comunitatea mea de pe Twitch e o legătură mult mai apropiată față de cea pe care o putem avea aici pe YouTube, pentru că sunt live cu ei, vorbesc cu ei în fiecare zi. Practic au devenit parte din familia mea, prietenii mei, sunt micile mele farole, cum le spun eu acolo. Și da, pot să spun că I did it și de asemenea joc League of Legends mai bine. Mai departe. 5. Vreau să fac grafică pentru tricouri și să le pot pune la dispoziția voastră ca voi să le puteți cumpăra și să aveți, nu știu, un tricou personalizat by Miremi, cu desene, cu mesaje tari. Și aici când zic tricouri, mă refer, adică nu vreau să mă restricționez doar la tricouri, ci mă gândesc chiar și la căni, la agende personalizate, la caiete cu mesaje, cu desene foarte interesante. Dar pentru asta am nevoie să știu dacă v-ar plăcea și vouă acest lucru, dacă v-ar plăcea să aveți în casă, în garderoba voastră, un tricou cu o grafică personalizată, o grafică realizată de mine. Dacă v-ar plăcea, aștept să-mi spuneți asta într-un comentariu. Nu știu, lăsați acolo un hashtag, vreau o grafică by Miremi. Exemplu. Da, recunosc că ați fost câțiva dintre voi care ați lăsat acel hashtag. Din păcate, nu a fost... acest plan nu a fost 100% valid, sau cum să spun.
ce ține de mine, în ce ține de grafica mea, în ce ține de desene, în ce ține de timpul investit ca să realizez acest proiect, m-am ținut de cuvânt, am dovezi, am desenele pe care le-am realizat, care le-am pus pe mock-up-uri să vedem cum ar arăta pe tricouri și oarecum m-am salvat cu agenda personalizată pe care o am și palpabilă în mână. Deci oarecum pot să zic că am realizat acest challenge sau această dorință. Însă n-am putut să realizez grafică pentru tricouri palpabilă sau să le pun la vânzare chiar și agendele, pentru că costul ar fi mult prea mare și momentan bugetul meu nu-mi permite să realizez asta. Chiar dacă mi-ar permite, asta ar însemna ca tricourile sau agenda, de exemplu agenda ar însemna să plătesc pentru ea undeva la 100 de lei. De aceea oarecum am pus pe pauză acest proiect, deși am realizat lucrări pentru el, nu am reușit să le fac palpabile din cauza, din cauza costurilor. Dar măcar am scos palpabil agenda personalizată și m-am scos. Nu trebuie să beau iaurt cu sare. Yes! Mai departe. 6. Mi-ar plăcea să merg măcar o dată la un orfelinat și să fac acolo copii să zâmbească. Iubesc copii și ăsta chiar ar fi unul dintre acele lucruri pe care chiar mi-ar plăcea să le îndeplinesc în acest an. Well, continui să spun că iubesc copii și pentru ei, și pentru că nu m-am ținut de cuvânt, o gură de iaurt cu sare. Doamne, cât e de rău! Nu mai pot! E horror! Nu încercați acasă! Îmi dau lacrimile deja. 7. Vreau să-mi schimb aparatul foto și cel cu care filmez acum, ca să obțin o calitate mai mare la videourile mele și la fotografiile pe care le postez deseori pe Instagram. Well, trebuie să recunosc că nu am reușit să-mi schimb aparatul foto, dar am schimbat aparatul cu care filmez, deci avem altă calitate, am investit puțin în calitate, dar nu în ceea ce mi-am dorit la momentul respectiv. La momentul respectiv îmi doream și încă îmi doresc un mirrorless, dar sper că în viitor, încet, încet, să reușesc să-l obțin și pe acela. Însă, vreau să spun că am investit la calitatea videourilor și, de asemenea, la calitatea imaginilor de pe Instagram. Anul acesta am reușit să colaborez cu mai mulți fotografi ca niciodată și toate fotografiile de acolo, de pe Instagram, sunt la o calitate mai mult decât decentă și mai mult decât wow. Iar legat de videouri și legat de live-uri, am investit într-un microfon nou, ca să mă auziți mai bine, ca să nu existe zgomot de fundal, ca să nu existe mașina de spălat în zgomotul de fundal, la fel cum s-a întâmplat în alte videouri. Dar da, totuși, nici nu știu, se pune, nu se pune. Ok, hai să iau pe jumătate, nu mai pot, o gură întreagă, o jumătate de gură doar, bine? E mai groaznic! E mai groaznic! Next! Vreau să reușesc să fac acel video cerut așa de mult de voi și acela home tour. Însă pentru asta am nevoie ca apartamentul să fie exact cum îmi doresc, toate puse la punct și mai e ceva de lucru până atunci. Încă mai e ceva de lucru și încă nu am reușit să fac acel video. Ai, Doamne, de ce? Nu mai pot. Atât de grețos, people. Voi credeți că mă prefac, dar nu! Efectiv, e super grețos! Ok. Hai că pot. O să beau. E cel mai oribil lucru la care rezistă stomacul meu fără să vomit. Cineva. Ok. 9. Vreau să postez pe Instagram videouri scurte însoțite de o fotografie. Și în acele videouri să vă arăt, de exemplu, cum am machiat sau cum mi-am făcut părul.
Iar dacă vă place foarte mult acel video și vreți să-l vedeți mai detaliat, e bine să avem și un video mai detaliat pe YouTube, dar tot despre acea coafură sau despre acel make-up. Sper că m-ați înțeles. Ok, vreau să zic că deși nu am realizat atâtea videouri de genul cum i-ar fi plăcut, am realizat. Vă las și dovada dacă vreți. Dacă nu, puteți să mergeți pe Instagram să mă verificați. Eu trebuie să iau iaurt. Yes! Și ultima dorință pe care asta mi-o amintesc 100% și e ceva personal, așa că nu aveți cum să măsurați asta și n-am nici cum să vă demonstrez sau să dovedesc asta. Totuși, hai să o ascultăm, așa că... Și 10 și nu în ultimul rând, după cum mulți știți, eu sunt creștină și îl iubesc pe Dumnezeu și unul dintre acele lucruri pe care vreau neapărat să le fac în acest an este să am o relație mult mai personală cu El, să mă apropiu mai mult de El, să investesc mai mult din timpul meu în a mă apropia de El. De exemplu, a citi din Biblie, a mă ruga, etc. Deci da, cum spuneam aia, nu prea avem cum să măsurăm, niciodată nu e suficient, tot timpul consider că ar trebui să fi citit mai mult, să mă fi rugat mai mult, dar nu e ceva ce pot să vă demonstrez sau ceva să pot măsura. Ok, people, acum hai să vă spun cele 10 dorințe pe care doresc să le îndeplinesc în anul acesta 2019. 1. Vreau să continui să desenez cât mai mult, pentru că asta mă ajută, îmi face plăcere și de data aceasta nu o să spun pe caiet, însă vreau să continui să desenez și să stăpânesc cât mai multe tehnici și cât mai multe stiluri în ceea ce ține de desenul digital, fie el vectorial sau nu. 2. Și pentru că părinții mei încă sunt în Spania și pentru că e o dorință pe care n-am cum să nu o menționez, pentru că îmi doresc asta foarte mult, vreau să mai merg încă o dată în Spania, vreau să mă mai întâlnesc încă o dată cu familia mea, vreau să mai văd pe Noelia acolo, nu știu, să stau cu ea la mare și să creăm chestii din nisip, cum am făcut anul trecut. Însă, pentru că, de asemenea, cum am spus, anul trecut îmi place să călătoresc, anul acesta vreau să reușesc să vizitez încă o țară, încă un loc mai deosebit, pur și simplu să ies din rutina mea și să reușesc să trec puțin de hotare și să văd alte locuri drăguțe din această lume. 3. Vreau să ajungem la 100 de subs, sau cum le spun eu, farole pe Twitch. Anul acesta am reușit să fim câteva și, de ce nu, vreau să ajungem la 100. Pentru că suntem cei mai tari și, cum am spus, iubesc comunitatea de pe Twitch. Deci mi-e super, super, super dragă și... am întâlnit niște oameni extrem de faini acolo care îmi fac ziua mai frumoasă de fiecare dată. 4. Și pentru că, well, m-a prins atât de tare jocul acesta, vreau să ajung platină pe League of Legends în sezonul acesta. Și de timpul meu. 5. Și, cum spuneam, mereu caut să îmbunătățesc calitatea videourilor mele, calitatea live-urilor mele, calitatea lucrurilor pe care le dau clienților mei, pentru că în asta constă oarecum jobul meu. Vreau să investesc anul acesta într-un calculator nou, într-un PC performant care să-mi poată permite să realizez toate lucrurile într-un timp mai scurt și cu o calitate mai mare. 6. Și pentru că v-am spus, iubesc copiii, așa că anul acesta oarecum îmi doresc și mi-am propus ca 10% din venitul meu de pe Twitch, din donațiile voastre care mi le oferiți în principal pe Twitch, vreau să meargă înspre familii nevoiașe, înspre orfelinate, înspre copii care au nevoie de acei bănuți. 7. Vreau să ajungem la 15.000 de follower pe Instagram. Momentan suntem 9.050. Plus minus și mi-ar plăcea să ajungem la 15.000 de follower pe Instagram, așa că aici ține și de voi, dacă vreți să mă ajutați cu această dorință, mergeți pe Instagram și dați acolo un follow, credeți-mă, investesc timp, investesc pasiune în Instagramul meu, în feed-ul meu, consider că este unul diferit, unul special față de ceea ce
vedem așa, oricând, este ceva diferit și, nu știu, cum spuneam, îmi place să fac lucrurile de calitate și cred că în Instagram se vede acest lucru. 8. Și pentru că în anul 2018 am realizat atât de puține DIY-uri încât mi-e rușine, vreau ca în anul 2019, adică în acest an, să realizez mai multe DIY-uri pentru că știu că vă place. 9. Vreau să citesc o carte. În anul 2018 am realizat că am avut... Nu că am avut, efectiv m-am concentrat așa de puțin în a citi, în a... și chiar și în vizualizarea serialelor sau filmelor. Cred că a fost anul în care am văzut cel mai puține seriale și cel mai puține filme din viața mea, pentru că mi-am focusat timpul foarte mult în a crea lucruri, în a lucra. Și oarecum aș vrea să investesc mai mult timp și în mine și, de exemplu, să mă relaxez citind o carte. Și 10, la fel ca anul trecut și nu în ultimul rând, din nou vreau să investesc mai mult în relația mea cu Dumnezeu. La fel, să citesc mai mult, să mă rog mai mult, să cânt mai mult și să mă bucur mai mult de prezența Lui în viața mea și de lucrurile frumoase pe care le face în viața mea, ca mai apoi să pot să dau mai departe și să vă arăt și vouă acele lucruri minunate care mi se întâmplă în viață datorită Lui. Deci să împart cu voi dragostea Lui. Ok, people, astea au fost cele 10 dorințe pe care mi le-am propus în acest an. Nu uitați că în comentarii puteți să-mi lăsați voi pedepsele pe care, sau pedeapsa pe care ați vrea să o realizez atunci când, ei bine, trece anul, ca și acum, și eu nu am reușit să realizez anumite dorințe dintre cele pe care mi le-am propus. Și, well, ce să vă mai spun, asta a fost totul pentru azi, mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar dacă e prima dată când treci pe aici și e prima dată când vezi fața mea, te invit cu mare drag și cu mare căldură să te abonezi ca să faci parte din mica noastră familie. Aici, pe YouTube, vă învăț câte puțin din ceea ce mai știu eu, cum ar fi, nu știu, coafuri pentru păr, cât e un make-up, DIY-uri, fie ele pentru a-ți decora casa sau pentru a-ți decora hainele sau lucrurile pentru școală și din când în când cât e un challenge. Deci, cum spuneam, dacă încă nu te-ai abonat, te invit cu mare căldură să o faci. Și pentru că YouTube-ul s-a schimbat puțin în ultima perioadă și acum are altă teorie, nu e suficient doar să te abonezi ca să primești notificări de la persoana la care te-ai abonat, ci mai nou trebuie să apeși și pe clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când acea persoană urcă și postează un video nou pe YouTube. Așa că te invit să dai click și să-ți activezi clopoțelul ca să fii notificat că în fiecare vineri Miremi postează un video nou. Ok, people, știți că îmi găsați de descriere, la fel și aici pe ecran, aveți toate detaliile, toate linkurile, toate lucrurile care să vă direcționeze spre paginile mele de socializare. Pe Instagram, pe Floca, nu uitați de Floca și de giveaway, pe Facebook, pe Twitch, deci da, toate detaliile le aveți atât pe ecran cât și în căsuța de descriere. Ok, asta a fost totul pentru azi, ne vedem data viitoare, însă până atunci să aveți grijă de voi. Bye!